Deci romboare, toate laturile egale. Interesant. Da? Și atunci am împărțit pe 8-a la 4 și am zis că e 2A. Gata. Fiecare latură e 2A și cum asta BC este A, au rămas și BC M tot A. Corect. Bine. Și acum noi trebuie să aflăm măsura lui, măsura lui A de C. A lui A de C. A lui ăsta de aici. C. A de C, da. Unghiul A de C și celălalt unghi. Dar deocamdată să ne concentrăm. Nu valorificăm unghiul de 30 de grade. Da. Deloc. Exact. Nu valorificăm. Și nu valorificăm bunul simț așa spune că ar fi vorba de faptul că acesta ar să fie pătrat. Ar fi. Dar nu avem suficiente argumente să spunem că NBMD este pătrat. Poate dacă făceam figura și mai exactă, am succes să mă apropii de adevăr. Mie nu mi-a ieșit așa, din cauza că am dus aici greșit. Am să iau încă o dată aici. Facem pe toți figura, că n-am instrumente foarte bune. Și atunci ce fac? Iau pe BC, Miruna, încă o dată, ca lungime. A, da, încă o dată A. Cum s-a obținut punctul acesta în M? Prin reducerea perpendiculare, nu? Perpendiculara pe cine spuneți? Pe ia să îi șterg pe gura din nou, că nu, am încărcat-o destul de mult și nu n-am reușit să o fructific cum trebuie ipoteca. Ia să vă zicem așa, o iau mai jos, ca să am spațiu. Luați-o și voi, începem din nou. Așa se întâmplă, deci nu avem deodată priză, nu ne-a ieșit figura cât. O figură corect făcută e problemă pe jumătate rezolvată. Da? De ce spunem în problemă? Spunem că se dă paralelogramul. Paralelogramul. A. Am notat la unde? Sus sau pe jos? Unde? A, B, C, și asta am notat cu A mic, BC-ul. Da? Și din ceea ce știm din problemă, e ca și cum am mai prelungi o dată ca mărime pe BC și luăm aici un punct M parcă. Unghiul de aici este de 30 de grade. Perpendiculara pe DB, parcă a spus, nu? Perpendiculara pe DB, da. Pe DB. Ar fi perpendiculară pe DB, unghiul ăsta trebuie să fie și mai mic. Trebuie să fie și așa. Așa. E să mai insistăm. Deci, paralelogramul ăsta trebuie să fie mai lung, așa. Cu cât mai aproape de adevăr, avem șanse mai mari. Așa. A mic. Iată. A. B. A de sus am uitat deja. Da, de sus. A. Da. B. C. D. Și perpendiculara pe D, B. Sunt pe dată ca mărime încă o dată A. Așa. Și
atunci diagonala asta va fi și mai mică. Așa. Da. Păi, perioada salitatonală, încercând eu să mă apropii cât mai mult de situația reală. Așa. Și acum, asta așa, diagonala de aici, perpendiculara dusă pe DB. O tai pe așa asta, în punctul A. Contează foarte mult. Deci 90 cu 30, 60, zic eu. Diagonala. Mijlocul său. Perpendiculară pe diagonala asta. Da, cam așa. În punctul A. Da. A, B, C, D s-au întâlnit în punctul O. Perpendiculara P, D, B întâlnește pe BC în punctul A, în punctul M și pe cealaltă în punctul N. Da, punctul N. Deci încerca să desenească cam în felul ăsta, aproximativ, da? Okay. Unghiul ăsta din 90 de grade, perpendiculara pe DB, întâlnește pe BC în punctul M și pe AD în punctul N. Bine. Se formează, așa cum observați, acest paralelogram. Care demonstrăm repede că e paralelogram. Demonstrăm că e paralelogram în cap de discuții. Fiindcă sunt și diagonale perpendiculare, îi romp. Da? Și atunci tot ăsta era de cât? Cât era de mare? 8A. 8A. Da. Împărțit la 4 face 2A. 2A. Toată asta e, ăsta e A și ăsta e A. A, A. Da? Și acolo, jos de A, la DM. Și aici, tot 2A, da, DM. Și avem unghiul ăsta de câte grade? De 30 de grade, zice, da. În problemă. Și pe ăla din ce e tot de 30? Și ăsta e tot de 30, că am spus alternii că alternii interne. Da. Și... acum, să vedem... deci, ăsta e A, 2A. Asta toată diagonala cât va fi? Tot 2A. Din motivul că N, B, C, A, N, B, C, A, este paralelogram. N, B, C, A, N, B, C, A, are două laturi opuse, paralele și congruente. De unde știu că sunt paralele astea? Păi nu făceau parte din romb? Da, și congruente că e A. Da? Și A, A. Da. Dacă sunt paralele și congruente, figura N, B, C, A este ce? Paralelogram. Paralelogram. Înseamnă că și A, C sau care? A, C, o diagonală este cât N, B. Cam așa trebuia să aflăm. Și am aflat-o. A, C. Da. Deci spunem repede. Scurt, așa, că N, N, punctăm, n-am redactat încă, numai cât ne schițăm ideea, da? Că N, B, C, A, paralelogram. Fiind paralelogram, ce știm? Într-un paralelogram, unghiurile opuse sunt congruente, toate povestea aceea care știm.
Și atunci NB, de aici rezultă că NB este congruentă cu laturile opuse, cu AC, și egal cu 2A. Terminat problema. Acum am aflat o diagonală. Unghiul de ce de câte grade este? BAC este de 30 de grade. Este cât ăsta de aici de sus, dacă vreți. Cât ăsta opus la vârf. Alterne interne. Alterne interne, că astea două sunt paralele. Dar de secant asta. Nu. Astea două paralele și tăiate de secanta AB, unghiul de ce câte grade are? Are 30 de grade sau 60? Ia să vedem. 60. Tot unghiul ăla 60. Păi, Miruna, dacă ne gândim așa, într-un paralelogram am dus o diagonală. Și secanta care, domnul profesor? Eu aș fi vrut să o văd pe secanta AB. Secanta AB mă duce în altă parte, nu? Astea două fiind paralele, dar unghiul ăsta nu-i format de paralele acestea, nu? Ci unde mă pot duce? În paralele acestea două și secanta asta. Ca să fie unghiul de 30 de grade. Da. Și cu ăsta tot de 30 de grade, dar să văd cum este în faptul că aici am A, N, B, G. Ce este A, N, B, G? Paralelogram, da? Cum găsesc unghiul acela? Unde îl plimb ca să mă pot duce spre unghiurile? Deocamdată ce am făcut? Doar atât am reușit. Să arăt că AC... I2A. I2A. Dacă DB-ul. Dacă tragă CD M la 60 grade. Cine? CD M. CD M. CD M. Asta de aici să aibă 60 de grade? Da, și când mă gândesc așa, tot unghiul ăla să aibă 120. Să aibă 120 minus 30, 90. Și atunci s-a făcut că are 90. Cum s-a făcut că are 90? 90 plus 30, 120. 180 minus 30, 120. Și atunci ar trebui să aibă 60. Nu, n-am reușit să arătăm că ăsta este dreptunghi, nu? Pătrat, chiar. Pătrat. Am știut. Deocamdată avem doar atât, că este romb. N-am altă informație. Nu reușesc să spun că NM este cât DB. Că dacă aș putea să spun că NM e cât DB, atunci ar fi pătrat. Că diagonale sunt congruente într-un pătrat, doar atât. DB cu NM, știu că sunt perpendiculare, asta mi-a asigurat rombul, dar nu știu că sunt și egale. Dar D-ul cu B-ul, O, D, C, e congruent cu O, B, A. O, D, C, D, C, congruent cu O, B, A. O, D, C, unghiul de aici. Da, e congruent cu O, B, A. O, B, A. Sigur că dacă alternă, interne. Da. Și dacă avem alea două congruente, unghiurile de T. Deci 1, 1, poți să spunem și 1, 1, da? D, 1 cu B, 1. Da. Unghiurile la 30 congruente. Dar nu știu că este 30. Dacă știi că ăsta e de 30, are și o chestie. Dar nu e de 30. Dar nu e de 30. Nu e de 30 nici un clip. Care nu, ar însemna că AO este cât o B. Dar nu, nu e posibil. Ne ducem într-un noi mort. Nici nu putem să spunem că e de 60 de grade, că iarăși 90 ar fi perpendicularitatea aici. Deci nici asta nu. Dar într-un romb, diagonalele ce sunt întâmplă cu ele? Diagonalele sunt perpendiculare. Atât știm. Atât. Se înjumătățesc, asta e toată poate să fie paralogram, dar nu sunt, nu sunt egale. Nu am nu mai împătrat. Nu mai împătrat am asta. Și totuși cred că n-ar trebui să ne ducem pe romb și pe pătrat, domnul profesor, pentru că ei încă nu au trecut la asta. Problemele sunt la paralelogram. Păi, problema asta aici, n-am cum să o fac decât dacă arăt că NB este cât ND. Deci paralogramul cu două laturi alăturate. Deci NB cu ND. Dar demonstrăm asta. Fiindcă NOD cu NOB
sunt congruente, asta putem dovedi. Păi da, dar 2A și 2A, domn profesor, să văd. Nu, păi 2A și 2A din motivul în care am acceptat că am de-a face cu un romb. Că tu mi-ai propus acum să nu mă duc preculamul ăsta, pentru că n-au mers. Da. N-au învățat asta. Dar am perpendicularitatea. O, da. B cu N, da. O. Și triunghiurile acestea sunt congruente, mă duc la laturile astea congruente. Corect. Cu urmă. Corect. Da? Din triunghiurile N, O, D și N, O, B, care sunt dreptunghice, pentru că am dus perpendiculară pe asta. Corect. Și asta mă asigură că N, D e cât M, B. Corect. Și la fel, N, M, B e cât M, D, în concluzie, toate laturile sunt egale, ca să evit rombul, ai spus. Corect. Tocmai am demonstrat că dacă se întâmplă chestia asta, am de-a face cu un romb. Un romb, da. Da? Dar nu folosesc noțiunea de romb. De romb. Bun. Așa. Și că 2A, 2A, 2A și că am pus A. Bun. Aici și iată că AC este N, B, din cauza că e paralelogram, deci e 2A. Să vedem în continuare cum găsim pe DB acum. DB. Păi ăla-i paralelogram și secanta AB înseamnă și unghiul din B. N, B, C, A. N, B, C, A. C, A. N, B, am zis că e paralelogram. Da. Da? Deci unghiul din A de 30 de grade e cât unghiul din B. Unghiul de 30 de grade cât unghiul din B. Care e ăsta? Ăla, da. Cu secanta AB, nu? Cu secanta AB și paralelele care? N, B cu A, C. Ca am zis că e paralelogram. Deci, și ăla-i 30 de grade. Da, da. Aici așa. O secundă. Stai puțin, Miruna. Deci unghiul de aici este cât ăsta de aici. Unghiul de acolo, că ăla-i paralelogram. Corect. Da? Așa și jos, nu? Unde la avem pe ăla de 30 de grade, în paralelogramul AC, MD. În A, C, MD. MD, la fel, nu? Secanta D, C, la fel unghiul din D, nu-i de 60 de grade, cum a spus dumneavoastră, e de 30. 30 de grade, corect. 30 de grade, ca asta e secanta. Deci, da, ca să ne folosim și de unghiul ăsta de 30 de grade, domn profesor, n-am folosit. Da, 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 da. Deci avem laturile alea, A, 2A, le-am de asta, unghiurile alea de 30 de grade, acolo că le-am descoperit. Da. Și acum să ne folosim de faptul că e perpendicular, nu ne-am folosit deloc de mediatoarea asta. Perpendicularitatea, da. Și asta am folosit-o când am zis că când am zis aici, da. Dar nu e important, e să o putem folosi și chiar acum, nu înseamnă dacă am folosit-o, nu mai putem folosi. A. Așa. Bun, 30 de grade, 30 de grade, ia să vedem noi. Păi, aici se leagă de prima mediatoare, ci că într-un unghiu B, D, M, B, B, D, B, D, M, B, D, D, M, da. M, D este mediatoare. M, D, mediatoare, care M, B, că este M, D. M, B, că este M, D. Rezultă că B, D, M este istoscel. Corect. Sigur că da. A, vedem și noi. Am văzut asta. Deci M, B, egal cu D, M. M, B, că este D, M, sigur. Analog. Analog și sus, da. 2A cu 2A, am descoperit asta. Comparând triunghiul OCM, OCM, cu OAN, OAN le-am comparat și noi. MC congruent cu AN, MC congruent cu AN, da. Ne-am dezvoltat că MB egal cu DN. MB egal cu DN. Am și stabilit. Am stabilit altfel. MB e paralel cu DN. Da, și atunci patru este paralelogram. Corect, da. Am stabilit. Între unghiul M, O, B. M, O, B. Și acum le-a B. Da. Măsura lui M, O, B e de 90 de grade. Da. Sigur că da. O, C este mediană. O, C, O, C, mediană. Rezultă că O, C egal cu M, B, O, C este egal cu M, B, B, 2. M, B, P, 2. Egal cu A și asta. Deci, A, gata. A, A, triunghiul ăsta este isoscel, O, C, B este isoscel. Deci, A, O egal cu A. A, A, O. E 2A. Egal cu A. A, O e tot A. A, C e 2A. A, O e tot A. Dar noi am stabilit asta. Și A, C e 2A. În locul ăla este mult mai repede. Triunghiul A, B, C. A, B, C. Înmătătura lui C, A, B e 30 grade. A, A, B, C. Ăsta e de 30 de grade, da? Ăsta e A și ăsta e 2A. Da, și A, C egal cu 2A, C, B. A, C de două ori. C, B. C, B, da. Și rezultă că măsura lui B, C. B, C. Da. Cu măsura lui B, C. Adică știi ce? Măsura unghiului B, C. B, măsura unghiului care? B, C. Ei, B, C. Au greșit. Măsura unghiului care? Trebuie să fie 2A. Trebuie să fie 90 grade. Măsura unui unghi
Veți fi 90 de grade aici. Și aici este măsura lui unghiului. Acolo să fii 90 de grade. Și eu am să... Așteptăm de mai multă vreme să vedem asta, da. Haideți să vedem, să ne întoarcem din nou. Deci, am așa. Că între unghiul BOM, asta e A, CM este A, da. OC tot A. Unește vârful cu mijlocul, OC este C în condiție. Este mediană, nu? Da. Și atunci mediana, așa, apare... Mediana este jumătate din latura opusă. Da? Aici A, 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 toate sunt de A. Numai într-un triunghi dreptunghic, mediana este jumătate din ipotenuză. Și apare, și aici este triunghi dreptunghic. Știam aici că unghiul ăsta este drept. Da? Și... Deci ne ducem cu gândul că unghiul ăsta este de 90 de grade. Aici vrem să ajungem noi, să vedem cum ajungem. Unghi sos cel. Dacă am arătat cu unghiul ăla din BI de 60, gata. Păi eu asta ziceam. Păi. Da, ajungem la asta. Păi asta e de 30. Și de la 90. Ne trebuie ăsta 90. Da. Dacă ăsta e de 90, atunci ăla rămâne ăsta de 30, 60 și gata problema. Ei zic, zic de 90. A, C, B, da? A, C, B ar fi de 90 de grade. Așa... Da, într-un unghiul ABC, măsura lui C, A, B e de 30. Da. A, C e de 2 ori C, B. A, C este de 2 ori C, B. C, B, o, da. Da. Și rezultă că măsura lui unghiului A, C, B e de 90 de grade. Deci, între unghiul A, C, B, asta e 2A, asta este A. Da. Știu sigur. Și atunci dar zice cu măsura lui ăla e 90. Pentru că aia e A și aia e 2A. Și unghiul ăla e 30. Păi eu știu că latura opusă e jumătate din ipotenuză, din BC toată. Din AB toată. Deci nu... AC este o catetă. Deci fiind o catetă, nu se leagă. Dacă ar fi toată AC, AB, dacă mi-ar spune că AB este 2A, dacă AB ar fi 2A, și asta, BC, este A, atunci ar rezulta, când numai într-un triunghi dreptunghic, latura care se opune unghiului, așa e jumătate din ipotenuză, deci atunci m-ar duce pe varianta care spune, dar aici și AC nu este, AC nu este de... AB nu e de 2A. Hai să vedem încă o dată dacă problema asta nu are o hipă de nu merge. Deci nu reușesc să agăț pe cine. Unghiul ăsta de 30 de grade, cum am sesizat în figură că ar fi pătrat, la asta mi-a trebuit să ajung, dar nu reușesc aici. La ce zice că între unghiul ABC, măsura unghiului ABC e de 90 de grade. Între unghiul ABC, măsura unghiului AC? ABC. ABC. E de 90 de grade. Nu. Și cum BO este mediană, rezultă că BO e AC pe 2 și 2A pe 2 și A. Și gata, AC minus BD e egal 2A. Deci nu se poate să fie așa. AC, spunea AC, da? Da.
Da, deci zice că între unghiul ABC, unghiul din B, din 90 de grade, BO e mediană, BO este mediană. În AC, în ACB. În ABC. În ABC. BO este mediană. BO este mediană. BO este mediană, da. Da, așa. Și rezultă că BO e ACB2. BO este ACB2. 2. Da, deci între unghiul ăsta ABC. Da. BO este mediană, da. Toată AC era decât luată de noi de 2 am arătat. Da, și atunci AC pe 2 e AC pe 2. De acord. Și ea. Și atunci AC minus BD. AC minus BD. AC minus BD egal 2. AC minus BD. În notația greșită, da, nu știu ce, nu știu. AC minus BD egal 2A, deci ăștia scriu mai profit. AC minus BD. Eu zic. Să ne stăm cu... Ei, da. Cum s-a no, 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 mai insistăm un pic. De ce, de ce nu, nu corespunde deci nu corespunde realității? Cu ce zice... Da. Hai să, să insistăm pe chestia asta. Vreau să zic că în triunghiul ăsta ABC, BO este mediană, pentru că împarte pe asta în două. Am asta A și BO nu este tot A, n-am cum să spun asta. În triunghiul ăsta BOM pot să fac chestia asta. Se întâmplă așa să fim într-un moment de ăsta mor, să zic, dar trebuie să insistăm în continuare să vedem despre vorba. Cum fac în condițiile astea? Reiau încă o dată ipoteza. Ceva nu mi-e clar, ceva nu scapă mie acum. Deci, am avut că ABC, ABCD este un paralelogram. Da. BC e egal cu A. BC este A. Am dus mediatoarea lui DB, mediatoarea lui DB care taie pe AD în N și pe BC în M. Unghiul ăsta de 30 de grade, îi spune A, da, 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 da. BAC de 30 de grade. Și în data am sesizat că figura NBMD, NBMD este paralelogram, pentru că are două laturi opuse paralele și de unde am reușit nouă, ne-a ieșit că sunt și congruente. Am luat triunghiurile NAO și MOC. Așa, NAO și cu MOC. Da, așa am demonstrat că sunt congruente. Și că NO e congruent cu OM. Da. Și atunci, și congruent cu C. Fiindcă tot a fost dat de câte 8 A, perimetrul de 8 A, am împărțit în 4 și deci ne-a rămas, am ajuns la complet. De ce? Este romb. Dar dacă nu vreau să folosesc romb, pot dovedi că două laturi N, D cu N, B sunt congruente, pentru că așa asta e mediatoarea lui D, B și punctele mediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Da. Deci N, D cu N, B și respectiv M, D cu M, B sunt congruente. Congruente. Și atunci paralelogramul în care două laturi apropiate sunt congruente e romb. Important este că toate sunt congruente între ele. Și am putut împărți la A4 și ne-a dat 2A. 2A, 2A, 2A. Iată pe AC, NBCA este paralelogram. Da? Este paralelogram pentru că am două laturi opuse paralele și congruente. Fiind paralelogram înseamnă că 2A și AC, am zis că e 2A. Dar AC toată este jumătate OC e A, BC tot A, nu? Apare aici OC A, BC A, și la fel și OC aici A și A, în triunghiul ăsta dreptunghic B, O, M, OC este mediană, da? Deci OC este mediană. Și triunghiul este dreptunghic. B
Deci apare chestia triunghi dreptunghic. Oce mediană. Oce mediană. Deci și aia. O M, să văd dacă este cât o B. Dacă pot arăta că o M este cât o B, ar apare ce situație? Că triunghiul acela este, știu că este dreptunghic. Deci O, mă interesează dacă O, M, cât O, B. O, M, cât O, B. Nu știu, n-am nicio informație pentru chestia asta, doar atâta știu. Că o, D, avem cu O, B. O, O, D, cu O, B. O, B, da. Și că și M... avem N, O cu O, M, demonstrat, deci, din convenient. În... Cât diagonale sunt jumătățesc, am zis că ăla e 4 la pa, așa. În ce era? Pătrat sau rond diagonalele sunt congruente? În pătrat. În pătrat. Hai să o luăm cu pătratul. Păi la asta ne-am gândit. Acum încercăm. Dacă am arătat că DO este cât o M, atunci astea ar fi congruente și toată DB ar fi cât N, M, nu? Uh-huh. Și întrebarea este dacă am putea să o aflăm. Când cere DB concret, ca mărime. DB, da. Deci autorul cere cât este DB-ul. Și acolo ne se spune că DB-ul ar fi cât 2A. Nu poate fi tot 2A, că AC-ul este 2A. Deci AC-ul este... DB să fie 3A. Nu știu ce să spun. Ce răspuns vă dă la DB? Vedeți, DB. Nu dați? Cât e de mare? Da, păi, dar îmi spune că trebuie să aflăm laturile DB și AC. AC o spune că este 2A. Am găsit așa. Ei zic că toate unghiurile sunt din 90 grade în ABCD. În A? Că zice că în, stați, măsura lui DAB, lui D, A, B, a, acolo, DAB e 90 grade, că e congruentă cu măsura lui ABC, că e congruentă cu măsura lui BCD și cu CDA, așa de 90 grade. Deci înseamnă că asta, figura asta care a fost luată la început este dreptunghi? Dacă de 90 grade, toate zice. Deci toate de 90 de grade. Deci da. Spune că de fapt avem un dreptunghi la început. Da. Nu spune că este un paralelogram. Nu. Deci dacă am luat dreptunghiul, hai să vedem. Să mergem pe varianta că e dreptunghi. Da, ridica 90 de grade. Asta e de 30 de grade. Și am făcut ce lucru? Ducem diagonale. Ducem diagonale. Am dus perpendiculara aici. Care taie pasta în M și în N, nu? Așa se întâmplă. Da. Perpendiculara pasta. Da, da, da. M și N. Și notați ABCD ca să știm. Așa. A, B. B. C, D. C, D. Da. Și dacă le uniți, știm că patraterul ăla are perimetrul ăla de 8, da? Că B, C, A. Așa. Deci spune A, B, C, D și el ajunge la concluzia că acest da, ABCD este dreptunghi. E dreptunghi. Da, și atunci AC va fi cât de B, după ideea lui. AC va fi cât de B. Asta înțeleg acum. Că diagonale într-un dreptunghi sunt congruente. De ce nu mai spune nimic? AC-ul, deci apare cât DB. DB. Deci, da, că zice unghiurile alea din 90 de grade, corect. Toate zice. Hai să arătăm și noi cât din 90 de grade, domnule. Luăm ABC în discuții. Bun. Mergem invers pe problemă. Invers. Da. Deci o să luăm, nu figura așa, ca și cum ar fi fost un panogram, cum a dat aici. Da, o luăm dreptunghi deodată. Deodată dreptunghi. Iată, să vedem ce apare aici. Faceți și voi dreptunghi. Așa. Deci A. Și noi nu aveam două subiecte de A, B, C, D. Ca să descoperim... Da, ca să descoperim ce a gândit autorul. Așa. Luăm cu varianta pe care are el în minte. Perpendiculara aici.
partea asaltă, deci ei notăm cu parcă cu mâna aici și cu mâna așa. Mâna sus parcă, mâna sus a fost, nu? Mâna. Și mâna nu mai este așa important. O. Da. Unghiul de azi 30 de grade. Asta este 2A. Am ajuns la A, A. Și așa. Mâul era jos, nu? Mâul jos, da? Da, mâul era jos. Jos și mâul sus. De deja, mâul, da. Mâul și mâul sus. Bun. Asta era A. Asta era A. Unghiul de aici era 30 de grade. Da. Și asta de aici, că asta știm că e paralelogram, tot 30. Și unghiul din ce atunci e 30, de jos. Asta de aici, 30 de grade. Da. A, am demonstrat în replică, ăsta e 2A, dacă le unim. Deci am arătat asta, că sunt toate de 2A. Așa. Și în... AC atunci este 2A, nu? Da, NB și cu AC sunt paralele 2A, deci OC este A mic. OC e A mic. AO tot A mic, nu? Știm asta. Și în triunghiul dreptunghic, B, O, M, B, care zice B, O, M, M, ăsta de jos, da? Da, B, O, M, OC este mediană. De ce OC e mediană? Pentru că unește pe O cu mijlocul. Da? Deci OC este mediană, unește pe O. Dar nu văd de la tine, nu, așa, nu, nu, am intrat în problema asta, trebuie să o facem. Da, trebuie să o facem. Da. BC cu CM. Da, da. BC cu CM. BC este că CM și atunci OC este ce? Într-un triunghi, într-un triunghi în care unim vârful cu mijlocul, OC este mediană, da? Și mediana este și jumătate din AC. Adică A mic. Poate a, așa. Și în triunghiul ăsta O OBC A A. Triunghiul ăsta OCB este ce fel de triunghi? Isoscel, da? Da. Deci unghiul de aici e cât ăsta de aici. Corect. Așa. Ăsta și cu vecinul său aici fac împreună 90 de grade. Da. Pentru că el, aici e perpendicular, da? Am pus mediatoare. Mediatoare, corect. Și atunci, vedem cum ne legăm noi de faptul că unghiul ăsta e de 30, dacă ar fi și ăsta tot de 30, mi-ar rămâne ăsta de 60, și toată unghiul de 60, care unghiul a zis mai trebuie 3 litere? Unghiul COM, dacă ar fi tot de 30, COM. COM e cu N-O-A. COM cu N-O-A. De acord, cu ăsta, că au pus la vârf. Da. Știu asta. Eu trebuie să ajung să spun că unghiul ăsta e drept, nu? B-ul e drept. Sau D-ul, sau A-ul, sau C-ul e drept. Da? Așa se duce problema acolo, ca să arăt că diagonala AC e cât de B. AC e cât de B. Comparând triunghiul OCM cu OAN. OCM cu OAN, da. Noi am comparat. Le-am comparat, am așa constatat toate povestea. Am văzut că sunt paralele, că ăla e paralelogram. Da, da, da. Și da, din da faptul că e paralelogram, rezultă că BM egal cu MD
BM cu ND, da? Și de 2 ani. BM egal cu MD, egal cu DN și egal cu NB. Da. Și rezultă că BM e 2A. 2A. Asta e rezolvat. Și acum o ia cu prostia asta. Între unghiul M, O, B. M, O, B. M, O, B. Care e dreptunghic în O. Care este dreptunghic în O. Corect. OC este mediană. Corect. Asta înseamnă că OC este M, B, B, 2 și este egal cu un amic. Deci OC, mediană, este MB, MB pe 2, da. Deci într-un timp dreptunghic mediana este jumătate din ipotenuză. Din ipotenuză. Da. Și este amic, da? Și atunci, dacă e jumătate din ipotenuză, e MB pe 2 și AO e egal cu A. AO e amic. AO este egal cu A, dar ce caută? OC e egal cu amic. Dar OC egal cu MB pe 2 și egal cu A, rezultă că și AO egal tot A. Sigur că da. Da. Și atunci AC tot e 2A. Asta știam noi din mai multă vreme. Și el nu mai zice asta. Faceați așa. Între unghiul ABC. ABC. Măsura unghiului CAB e de 30 de grade. CAB e de 30 de grade, da. Da. E dat în ipoteză. AC e de 2 ori CB. AC e de 2 ori CB. Da. AC, care este ipotenuză, apare o latură și latura opusă e jumătate din asta, îl obligă pe B să fie 90 de grade. Este reciproc aceea. Unghiul opus într-un triunghi, numai dacă e dreptunghic, latura opusă e jumătate din ipotenuză. Și pentru că este așa, și pentru că este așa, atunci pe B să fie 90 de grade. Așa descoperă ei că unghiul e 90 de grade. Stai o clipă. Noi am dus totul perfect, până la etapa în care trebuia să aceștiam că e de 2 ani. Da. Ne-am învârtit ne-am foarte mult aiurea. Ne-am amețit. Deci, atenție, cum acei de 2 ani dovedit de noi pe partea cealaltă. Da. Și cum ABC este A, iar unghiul de 30 de grade, atunci neapărat ăsta este tot de... Triunghiul ăla e dreptunghic. De unghiul dreptunghic și dacă triunghiul este dreptunghic, paragramul acela este dreptunghi. Bine, ei nu pleacă pe dreptunghi, pleacă no, că no, unghiul no. Bei de 90. Hai că acum ați lămurit-o. E limpede, da. Foarte clar. Zicem așa. Acum am lămurit-o. Adică vă explic că un profesor și vouă să înțelegeți. Așa. Deci exact așa cum am mers noi, mami, numai că ne-am oprit. Nu ne-am oprit... Fără motiv ne-am oprit. Fără niciun motiv. Am aflat că AC e de 2A și știam că BC e de A și cum aveam și unghiul ăla de 30 de grade, în loc să folosim chestia asta, să zicem că unghiul ăla e de 90. Ne-a scăpat. Dar am teorema aia care o știi tu. Că într-un drum dreptunghic se întâmplă asta ca... Păi eu nu mă văzeam. Acolo. Păi acolo. Din cauza acolo ne-am oprit. Din cauza aceea n-am fost destul de atenți. Și acum să spunem. Începem să povestim de la început și pe urmă redactăm. Corect. Deci, s-a dat un ABC de un paralogram. Da. Nu un pătrat, un dreptunghi, un paralogram. În paralogramul acesta, eu l-am luat dreptunghi, l-am luat noi dreptunghi, ca pentru că acolo să ajungem. Da. 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 În paralogramul respectiv, am dus diagonalele DB și AC. Perpendiculara în O pe DB, așa dreaptă A, taie pe BC în M și pe AD în N. Figura care se formează, NBCMD, NBC, NBMD, am arătat că e paralelogram pentru că avea pe ăsta două paralele, știam asta, da? Nu mai știam că astea sunt paralele, dar m-am arătat că sunt și congruente. Pentru că noi am luat spre studiu triunghiul NAO, OCM. Da. Deci pe cele două triunghiuri am zis că au NAO cu OCM, au C, AO cu OC, din motivul că O e diagonal sau jumătățit, și unghiurile acelea am arătat, două congruente da, da, da. Și am arătat. Și atunci triunghiurile fiind congruente, toate elementele sunt congruente. Deci și Iena, Iena este cât ce CM. Și cum AD era cu BC, înseamnă că toate ND e cât BM. Și paralele și congruente îl obligă pe acesta să fie paralogram. Pe de altă parte, paralogramul ăsta având diagonala NM
perpendiculară pe DB. Corect. ND e DNB. Pentru că calitatea, am spus aici, punctele mediatoare au calitatea de a fi la egală distanță de laturi. Corect. Corect, pentru că e mediatoare. Și atunci, dacă în paralogramul ăsta se întâmplă ca ND să fie cât NB, ND și cât BC din paralogram. Da. Deci toate laturile sunt egale. Da. Fiind toate egale, am evitat rombul. Da. Fiind toate egale, suma lor, perimetru fiind cât a spus? 8A. Înseamnă că fiecare câte 2A. Fiecare câte 2A. Da, cum aia știam că e amic, BC e amic, rezultă și că mâi tot amic. Bun. Tot amic. Deci, bun, în clipa de față, avem toate șansele să spunem că A, ia să fac eu o chestie ca să fie o treabă bună.